Salutare, dragii mei! Astăzi, zi importantă pentru mine. O să punem folia pe solar. O să mergem să vedem mai îndeaproape și solarul, să vă zic câteva lucruri despre el și să vă arăt și foliile, să vedem toate detaliile. Nu a ieșit el perfect, dar cât de cât e ok. Avem un solar de 10 metri lățime pe 35 lungime. O să fie deschideri laterale pe ambele părți. Facem prindere cu profil din ăsta de aluminiu. V-am mai arăta eu în alte materiale și prinderea asta de aici. Deci acest profil de aluminiu, vedeți, l-am prins cu autoforante destul de des, să avem rezistență. Undeva la 15 cm l-am prins de fiecare aici la o distanță de 15 cm. Și mai avem aici în partea de jos fusta. Aici o să punem, intenționez să pun două folii, să ne facă și aici o pernă de aer, adică peste bara asta de aici, două folii. Una pe exterior și una pe interior. Să facem un perete de aer și aici. Deschideri laterale, după cum vă ziceam, pe ambele părți și o să avem poartă de acces culisantă de 2,5 aici în față și în spate. Frontonul și el o să fie inflatat, deci o să prindem și aici cele două folii, aici, acolo sus. Pe prima arcadă și partea de jos o să îngropăm în sol. Aici avem profil dublu, unde ăsta prindem folia mare care merge pe solar și în partea asta la altă o să prindem frontonul din față. La fel și în spate, același profil dublu, pe arcada din față și pe arcada din spate. Aici o să continuăm și aici prinderea. Aici o să punem o bucățică de folie până la primul stâlp în toate patru colțurile. Și asta de aici care vine de la fronton. Ce mai avem? Mai avem contravântuiri în față, în spate, vedeți aici X-urile astea și avem acolo sus două sus, două în spate. Intenționez să mai pun încă două ca să îmi țină bara asta unde o să legăm sârmele cu care palisăm, pentru că un pic se mișcă și vreau să mai pun aici două contravântuiri,
să fie mai rigidă. Astăzi intenționez să pun doar folia principală, deci folia care acoperă solarul, pentru că mai avem și alte lucrări, avem și răsadul, avem florile, deci nu reușim să ne ocupăm să-l terminăm. Încet, încet, așa, în fiecare zi o să lucrăm la el și într-un final o să-l terminăm. Adă mai bine o bară mai groasă. Nu. Nu străia mai groasă. Dacă aduc mai groasă, ea nu știu să mai roluiască. Da? Da. Așa se roluiește și bara și... Deci aici avem foliile, profile. Vreau să vă arăt folia, e de la Plastica Critis, poloneză. Deci avem o folie pe interior de 150 de microni cu anticondens, antipicurare, termică, deci 7 aditivi, îmi zicea domnul Ionu Storge. Eu cu el colaborez de foarte mulți ani, de la SRIMD. Suntem și prieteni și da, eu cu el colaborez. Îmi zicea că sunt 7 aditivi în asta de 150 de microni și pe exterior, dacă nu greșesc, ori 170, ori 180 de microni. Foliile o să le întindem aici, în partea din jos, și o să le ridicăm pe solar împreună, cea de 150 de microni în interior și aia altă în exterior. Cu, bineînțeles, suntem atenți la partea de interior. Să ne uităm care e partea de interior și partea de exterior. Să le punem corect. Foarte important. A, bun, suntem gata să o tragem sus pe solar. Am legat-o cu funii. O să o ajutăm și de aici, din partea din coace, să urce. Suntem aici 2, 4, 6, 7 persoane. Deci am pus ambele folii, cea de 150 de microni în interior, cu scrisul în interior, foarte importantă treaba asta, să se citească foarte bine scrisul din interior, și cea de 170 de microni pe exterior, tot așa cu scrisul în interior. Așteptăm încă un moment să se liniștească vântul, foarte important să nu avem vânt când urcăm folia sus. Mi-a dat un pic de bătaie de cap, a fost și un pic de vânt, dar într-un final am reușit să o ridicăm, a fost destul de grea. Numai nu vrea să urce, a trebuit foarte mult ajutată de aici, din partea asta, ca să o tragem sus. Într-un final am reușit, am prins... Deci am prins toată partea de sus, am prins-o cu moș și babă sau bărbat și femeie, da, în profilele care vi le-am arătat. Asta de aici e femeia și aici siguranța e bărbatul. Avem foliile de frontoane, încă și pentru uși. Mai lipsește folia pentru fustă.
încet, încet o să-l terminăm. După cum vă ziceam, avem și cu plantele, trebuie să le udăm, mai avem de repicat, mai cu florile și printre altele o să lucrăm și la solar. Mă gândesc că cam în două săptămâni o să reușim să-l terminăm cu tot cu montat inflatorul, să umflăm foliile. Bineînțeles că o să pregătim în același timp și solul, aici o să mai aducem niște gunoi. Putem să pregătim în același timp și să închidem și solarul, să pregătim și solul, să facem bilanele, irigația și când totul este gata, o să plantăm roșiile. Se vede foarte clar, aici e folia mare prinsă, aici urmează să prindem frontonul în partea asta la altă de profil. Încet o să punem și macaralele, aici dau macarale în partea din față, care o să ne ridice aerisilele laterale. Eventual o să mai fac un material să vă arăt când e terminat complet. Așa m-am organizat ca să-l acopăr, îl asigurăm un pic, mai punem niște clipsuri aici în partea de jos, în caz că sunt ceva vânturi, să nu creează probleme, deși n-ar trebui. Oricum e mai scutit aici în partea de jos de vânt. Și a fost important ca să-l acopăr, să nu mai ploaie înăuntru, ca să putem să pregătim și solul pentru plantat. Da, deci, după cum vă ziceam, folie de 150 de microni în interior, de 180 de microni, mi-a confirmat Ionuț, 180 de microni, plastic acritis, nu știu dacă e, cred că e grecească. Uitați cum să... Aici, cum se vede, deci se citește foarte bine scris, da? În interior. La ambele folii trebuie să fie așa. Ce-a fost mai greu trecut? Practic asta era mai... partea cea mai grea, să pui folia mare peste solar. Acum frontoanele, partea de jos, e mult mai ușor. Încet, încet o să facem. E important că l-am acoperit și în caz că sunt ploi sau ninsori, mai arată ceva ploi, solul rămâne uscat și reușim și să-l pregătim. Dacă aveți întrebări referitoare la solar sau la modul de prindere a foliei, nu uitați să îmi lăsați în comentarii. Cred că ați văzut acest sistem cu siguranță, pentru că sunt destule materiale. Cam asta a fost. Noi o să ne vedem cu nou material. Până data viitoare, eu vă doresc numai bine și spor la treabă!